Bună ziua la toată lumea! Am revenit și eu. Și acum mă apuc să spăl și ovatele, să văd ce mai fac, dar vine patrona cu telefonul pornit, direct să-l caute pe Leonardo. Leonardo doarme pentru că a stat. Vă dați seama că a stat aseară. Asta mă. Dar cred că când începe școala, gata, se termină. Nu mai sta atât de mult. Am fost și eu puțin la biserică, nu am fost de la început, dar oricum bine că am mers. Și am trecut de la farmacie cu gândul să iau șeringă. Să iau șeringă să pun la ulei pentru că fac un zgomot de mă doare creierii. Patrona a venit cu platou așa în mână și cu telefonul pornit să aducă și ea mămăliguță, aripioare, scalde. Las că-și bune, mănâncă copilul. Și pulpul de asta, puiul de la pitic, găinul și de amica. Dar miroase bine, să zicem. Să dăm puțin cu ori de asta când mănâncă copiii. Nu mănâncă copiii când se trezesc. Copiii mănâncă mai târziu, mănâncă noaptea. Că stau mai caută în frigider. Ba un sandwich, ba. Iaurt, ce au un frigider acolo? Am un pic de folie să... Dimineața m-a sunat în mama. M-am dus, i-am luat-o și pe ea, i-am dus-o și pe ea la... Unde se duce ea la... Adunarea acolo. Are de spălarea picioarelor, nu știu ce a zis. Cum zicea. Cum vor ei, atunci mănâncă. Tot așa la farmacie, că am luat serin, am adus aminte că nu am ceva, așa mă simt obosită și vorba. Nu am pastile de glandă. Nu mai avea. Și a trebuit să-mi iau. De câte ori am fost la farmacie, iau o grămadă și uit pe alea. Mai uit. Trebuie să-mi scriu și eu de acasă cam ce trebuie. Și e ca așa, parcă mai am capul la mine. Avem dupa noastră ce mâncăm, dar... Cremul, favodul, le-am cumpărat și le-am băgat la congelator imediat pentru că am zis dacă le țin în frigider și nu mănânc atunci, pentru că aveau altceva, să strică. Și așa orice. La congelatorii mai în siguranță. Nu știu, se pune și acum. Se pune și acum, cred că. Și atunci mai curge ulei. Curge. Acum o vedem. Cum o să facem? O să pun la aia, în față. E mai important, după aia pun la toate. Și asta facem. Eu am pus și lua asta de atâtea ori. Așa fac ele. S-au învechit. Trebuie ușile schimbate. Altele noi. Trebuie la balamale, nu?
E ușa scoasă. Scoasă cu totul. Nu mai faci. Acum gata. Pentru nimic ca să o ia. Ajunge. Mă vede Leonard, o să facă și așa. Cum am făcut eu. Da, mai ales că îi place seringa. Imediat. Am început filmarea azi și acolo termin seara. Pentru că nu s-a putut. E bine că o termin acum. N-am mai arătat ce am gătit, pentru că nu vreau să vă plictisesc mâncare. N-am mai filmat. Filmez acum pe răcoare. Acum e răcoare, dar a fost foarte cald. Am început iar căldura, ieri era frumos, dar acum iar. Și Leonardo stă tot timpul cu telefonul meu. Sau în mașinile afară. Stă pe telefonul meu și nu mă înțeleg cu el deloc. Aiurea să mai face filmări și tot. Ei nu mai știu ce să filme, ce să fac. Cu mâncarea zic că v-am plictisit. Ce să mai zic? Parcă câteodată nu mai am grai să vorbesc. Și copilul cu telefonul. Să-i las numai la el. Să stea numai la pe jocurile lui, că n-are unde să ducă, n-are altă activitate. Ce să-i fac? N-am unde să-l trimit, să mai duce acum. Acum seara s-a dus puțin la Denis. În rest, acasă, a avut patroana invitați aici, așa, au băgut apă rece, o cafea, mai înainte au plecat. S-a dus acolo la ea și a încălzit carne de aia de la garniță. Dar carnea e foarte sărată, cine mai mănâncă din ea? Nimeni. Eu una aș prefera să mănânc altceva decât, mai bine șuncă decât carne. Toată carnea care a prăjit-o a făcut-o sărată morogă. Și de aia am evitat. Mai bine cumpărăm pui, altceva, pulpe. Aripioare decât carne de la găleată și mai ales pe căldura asta. Dar a vrut să arate ea cum este carnea de la găleată. M-am plicisit, aș vrea să plec și eu undeva. Tot zic că vreau să plec, dar eu nu plec deloc, am prins rădăcine aici. Rădăcine am prins. Ei nu știu cu ce să mai mă îmbrac tot timpul, ba că mi-e cald, ba nu știu ce. Am pus ulei, că am pus la ușa mare din față să nu mai facă urât, după care am pus la toate. Sunt bine, am pus și la sertarul ăla care îmi scârție în cap. Am băgat așa cu de seringă pe șina aia, pe rotiță, dar tot așa face. Am scos și eu afară și am dat tot așa pe toată șina, pe toate alea, dar așa ia face el. Și nu prea facem nimic. Stăm acasă și atât. După aia vine iarna și n-am făcut nimica, absolut nimic.
N-am rezolvat nimic, nicio treabă n-am făcut. Iar o să vede patroana că n-am pus țigăle pe casă, o să le pun. Să mai vină un pic răcoarea, o să le pun cu cineva. Nu. Să fiu mai mulți, să ne țină scara, să nu cădem de acolo. Așa e, să fim sănătoși. Am băut la atâta apă, de simt că mi-este greu. Am băut foarte multă apă azi. Apă. Să vă zic că mi-am făcut o cafea, a doua cafea pe care am băut-o eu. Dar n-am băut tot atâta, a doua, am băut două, trei guri și am mai băut una dimineață. Dar din obișnuință mai fac una și nu pot să beau. Și nu pot, dacă ești noi cu cine să vorbești. Toată lumea e dusă cu capul. Nu mai e vecin, nu mai e neamul, nu mai e nimic. Fiecare să stea închis în casă. Cum sunt eu, de fapt. Oare, toată lumea s-a înrăit, n-ați văzut. Care mai de care vorbește pe vloguri. Unul zice așa, unul așa, nu mai înțeleg nimic. Numai eu nu vorbesc de nimeni, nu mă bag. Îmi văd de treaba mea. Și am fost la izvor, de-am luat apă rece, dar n-am mai luat de la izvorul ăsta, am luat de la izvor de acolo, de la cuvnată mea, de la Grilo, apă rece, apă care curge în continuare, e sfințită, e foarte bună. Fără apă nu, am cumpărat și apă plată, degeaba, n-are spor, nu e cum e asta de la izvor. Tot mai bună e asta de la izvor decât aia plată, n-are spor deloc, să duce sticla repede, dar așa duc mai multe bidoane, bag în frigider. Și pot să lași așa până îl terminăm pe ea, mai bag după aia că nu se strică apa. Dar nu știu, azi am avut o zi plictisală sau poate că suntem noi singuri aici, că eu cu urs, cu copii, patroana în lumea ei, să mai pleacă, mai face câte o filmare la neamuri, n-are ea treabă. Eu nu mă văd niciunde. Bine că am fost de-am dus-o pe mama azi dimineață. Am dus-o la, acolo unde se duce ea, la adunare ei, la biserica lor acolo ce-au ei. Păi am dus-o un pic la biserica noastră, fiecare merge în direcția lui, fiecare cum își dorește inima, unde îl îndeamnă să ducă altceva. Dar mi-e greu, m-am umflat așa, mă simt valorată de la apă. Atât nu este de greu. Mă simt așa de plină, pentru că am băut apă. Nu știu ce să mai zic. Unde să mă duc? Nici vacanță, nimic. Cred că mie trebuie să mă duc într-o pădure, să stau singură și acolo. M-am obișnuit acasă. Zic că vreau să plec și când e să plec, nu mai plec. Nici eu nu știu ce s-a întâmplat. Starea asta care este de acasă. Când cazi într-o stare de asta, parcă nu poți să mai ieși. Când cazi într-o stare de plimbare, tot e plimb, nu mai vine să stai acasă, nu poți să te mai abții. Dar starea asta, când stai acasă, stai acasă și na. Dar când e cu plimbatul, o ținem așa. E mult până fac un pas ca să ies și după aia, cred că e mai bine. Nu pot să mai stau acasă după aia. Trebuie să plec tot timpul. Așa e. E mult până ies o dată și după aia... Unde să ies? Am stat cu copiii. Ieși ursul acasă și am stat alături lângă el. Să țin copiii în casă, să fiu alături. Ce era să mai fac dacă am rămas cu copiii? Și eu și ursul. Am stat cu ei. Cel mai mult cu al mic, al mare, n-ai treaba lui. Îmi îmbracă singur, mănâncă singur. Ale dale una lui e puțin mai dificil, că na, i-am făcut toate voile de mult. Și mai răsfățat. Foarte răsfățat. Și acum când zicem că nu se poate, nu. N-ai cum să mai dai înapoi. Poate mai crește, să crească și nu că poate. Crește cu siguranță și o să fie mai bine atunci. Și cu mâncatul nu ne înțelegem, cu sucurile, cu ăștia, n-ai cu cine, nu înțelegem. Așa că vă doresc o seară plăcută, nu știu ce am vorbit aici, am făcut.
Să aveți o seară liniștită și multă sănătate vă doresc. Pa, pa!